Cu ajutorul lui Dumnezeu, în mod oficial, de astăzi începe primăvara. Așa că vă salutăm la Casa Domnului, la prima zi de primăvară și începem primăvara sărbătorind împreună Masa Domnului. Fie binecuvântarea Domnului peste toată adunarea. Ne rugăm pentru cei care, datorită epidemiei, nu se pot întâlni astăzi în alte părți ale lumii. Bisericile sunt închise, toate adunările publice sunt suspendate în perioada aceasta. Ne rugăm ca Dumnezeu să păzească țara noastră. Ne rugăm să păzească și biserica noastră. Și de aceea, în timpul acesta, ne-au sugerat mai mult să nu vă cerem să dați mâna unii cu alții, ca nu cumva să ne dăm unii altora ce nu ne-am dori. Așa că facem urările din toată inima, le facem cu vorbă bună și frumoasă și spunem să alduiască Domnul întreaga biserică. Evanghelistul Marcu prezintă viața și lucrarea Domnului Iisus sub această temă generică. Tema este calea Domnului. Calea Domnului, singura cale care duce de la pământ la cer, calea pe care a deschis-o Domnul Iisus, trece pe lângă toate categoriile de oameni. Trece pe la sinagoga din Capernaum, trece pe la Marea Galilei, trece pe la Iordan, trece prin orașe și sate, trece pe lângă oameni bolnavi, trece pe lângă oameni încercați de alte necazuri, trece pe lângă farisei și cărturari, trece pe lângă demnitari și oameni nebăgați în seamă de nimeni. Calea Domnului trece pe lângă toate categoriile de oameni. În capitolul 5 însă, Marcu ne descoperă faptul că Domnul Iisus a deschis o cale care trece prin cele mai nebănuite locuri. De aceea, tema mesajului din dimineața aceasta este calea Domnului și lumea demonică. Nu ne-am așteptat ca Domnul Iisus să deschidă o cale care trece pe lângă oamenii și pe lângă realitățile acestea înfiorătoare. Când a ajuns pe celălalt țărm al mării, în Ținutul Gadarenilor, i-a ieșit înainte un om care era stăpânit de o legiune de demoni, de duhuri necurate. O legiune întreagă. Undeva între 2000 și 6000 de soldați într-o legiune romană. Este o lume demonică pe care Domnul Iisus o înfruntă atunci când ajunge pe țărmul celălalt al Mării Galilei. Calea Domnului și lumea demonică. În dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom uita în Sfânta Scriptură să vedem ce este această lume demonică. Data viitoare. Dacă ne ajută Domnul să ajungem data viitoare. Ne vom uita în Scriptură să vedem ce face Domnul Iisus când întâlnește o lume demonică și oameni stăpâniți de duhuri necurate. Așadar, în dimineața aceasta ne vom uita în Scriptură să înțelegem ce este lumea demonică. Voi pune mai multe întrebări ca să fie mai ușor să ținem minte răspunsurile. Dacă ținem minte întrebarea, e mai ușor să ținem minte răspunsul. Dacă ai ceva de scris, te încurajez, notează întrebarea și măcar textul biblic. Biblia care dă răspunsul la întrebare. Prima întrebare: ce este lumea demonică? Ce este lumea demonică? Este o lume spirituală nevăzută. Este o lume nevăzută în care există ființe spirituale. O lume nevăzută, populată de ființe spirituale.
E nevăzută, dar este reală. În Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, în capitolul 6, versetul 12, Apostolul Pavel spune: noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, domniilor, stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Este această lume spirituală, populată de ființe spirituale, care au forme de organizare în lumea lor spirituală. Și Apostolul Pavel spune: avem de luptat împotriva acestei lumi. E normal să ne întrebăm acum dacă există această lume spirituală nevăzută. Cum a apărut lumea aceasta? De unde a apărut? Cum a apărut, cum de a venit în ființă o asemenea lume spirituală, malefică, nevăzută? În Geneza, capitolul 1, versetul 1. Geneza, capitolul 1, versetul 1. La început, cine? Dumnezeu. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Din veșnicie în veșnicie, există doar Dumnezeu adevărat. Înainte de a crea Dumnezeu universul, în afară de Dumnezeu n-a existat nimic altceva. Geneza, capitolul 2, versetul 1. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul și tot ce există pe pământ și tot ce există în ceruri. În afară de Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, nu există nimic care să fie existat înainte de creație. Coloseni, capitolul 1, Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 1, Apostolul Pavel ne explică. El, Iisus Hristos, este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie domnii, dregătorii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. Apostolul Pavel ne explică și mai detaliat faptul că tot ce există pe pământ și în ceruri, în afară de Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care sunt necreați, n-au început și n-au sfârșit. Din veșnicie în veșnicie, spune Biblia, tu ești Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Toate celelalte realități, din lumea văzută și din lumea nevăzută, sunt realități care au fost create. Deci și această lume spirituală, lume nevăzută, și lumea aceasta a fost creată. Ce avem în această lume nevăzută? Că ce avem în lumea de aici, de pe pământ, în oarecare măsură știm. Altele nu le știm. Dar în lumea nevăzută sunt realități pe care le cunoaștem și mai puțin. De aceea depindem de Sfânta Scriptură să ne spună ce avem în lumea aceea nevăzută. Ființele spirituale pe care le-a creat Dumnezeu
denumite în Biblie îngeri, sunt în mai multe poziții și cu mai multe responsabilități. De aceea, când Biblia vorbește despre lumea aceea nevăzută, ne spune că în lumea îngerilor există heruvim și serafim. Există arhangeli și există îngeri care n-au o poziție specială ca heruvimii și serafimii sau ca arhanghelii, dar care au locul lor și responsabilitatea lor în lumea nevăzută creată de Dumnezeu. Când Dumnezeu a creat lumile văzute și nevăzute, toată oștirea lor, ne spune Biblia în Geneza capitolul 1, ultimul verset, Dumnezeu s-a uitat la tot ce a creat și iată că erau foarte bune. Deci tot ce a creat Dumnezeu în lumea văzută și în lumea nevăzută, toate erau foarte bune. Nimic rău. Nimic necurat. Nimic dintr-o altă realitate n-a fost creat de Dumnezeu. Toate au fost create și Dumnezeu s-a uitat și toate au fost bune. Acum când ne întrebăm de ce a creat Dumnezeu lumile acelea văzute și nevăzute, oștirea lumilor văzute de aici de pe pământ și oștirea nevăzută a lumilor nevăzute din cer, de ce le-a creat Dumnezeu? Biblia ne spune că Dumnezeu a creat tot universul, lumea văzută cu tot ce este pe ea și lumea nevăzută cu tot ce este în ea, pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat absolut totul pentru slava Lui. Dacă te-ai întrebat vreodată, de ce m-am născut pe pământ? Care e răspunsul? M-am născut pe pământ pentru slava lui Dumnezeu. De ce mi-a dat Dumnezeu viață? Pentru slava Lui. De ce a hotărât Dumnezeu să mă nasc acolo, în familia aceea, în locul acela? Pentru slava Lui. De ce îngăduie Dumnezeu să trec prin cutare încercări? Pentru slava Lui. De ce a creat Dumnezeu îngerii? Heruvimii, serafimii și arhanghelii. De ce a creat? Pentru slava Lui. Toate le-a creat pentru slava Lui și fiecarei părți din creație Dumnezeu i-a stabilit locul în creație și rolul în creație. Și lumea aceea nevăzută a fost așezată de Dumnezeu cu fiecare ființă la locul ei și cu responsabilitatea ei. Și toate au fost foarte bune. De atunci, cum a apărut această lume demonică? Această lume a duhurilor rele, necurate? Această lume malefică, cum a apărut dacă Dumnezeu le-a creat toate și toate au fost foarte bune? Apocalipsa, capitolul 12, ne explică câte ceva din taina aceasta. Nu ne spune Biblia tot ce am dorit noi să știm, dar ne spune suficient cât trebuie să știm ca să ne ajute. În Apocalipsa 12 ne spune cuvântul, la versetul 7, că în această lume nevăzută a îngerilor, a heruvimilor, a serafimilor, a arhanghelilor, în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Război în cer, în lumea nevăzută. În lumea la care Dumnezeu s-a uitat și a spus, toate sunt foarte bune.
Cum a apărut acest război în cer? Două armate de îngeri intră în acest conflict. Mihail, ne spune cartea Daniel că este arhanghel, și diavolul, de cum a apărut această persoană hidoasă, diavolul? De unde a apărut și cum anume a venit în existență această ființă demonică, hidoasă? Ne explică Biblia. În cartea profetului Ezechiel, la capitolul 28, versetul 14. Ezechiel 28:14, Biblia spune că erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteitoare. Ai fost fără prihană în toate căile tale din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Heruvim. Poziția pe care a avut-o din creație și locul pe care l-a avut a fost în această categorie a heruvimilor. Ne spune versetul 13 că erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald, cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Acest heruvim de o frumusețe extraordinară. Și Biblia ne spune că instrumentele muzicale erau în subordinea lui. Când Biblia vorbește despre heruvim, de obicei adaugă următoarea explicație. Heruvimii slavei. Vă aduceți aminte? Heruvimii slavei. Pe capacul ispășirii, la chivotul lui Dumnezeu, a așezat Dumnezeu doi heruvimi, la care spune heruvimii slavei. Slujba principală a heruvimilor era ca în mod deosebit de frumos să dea slavă lui Dumnezeu în cântare, în muzică. Creați de Dumnezeu ca să aducă slavă lui Dumnezeu, să-i cânte Dumnezeului desăvârșit, adevărat și binecuvântat. Și Biblia spune, heruvimul acesta a fost așezat în această poziție specială de autoritate până în ziua în care s-a găsit nelegiuire în el. Ce nelegiuire? Ce nelegiuire s-a găsit? Și ce s-a întâmplat? Ne explică profetul Isaia. Profetul Isaia, în capitolul 14, ne explică ce s-a întâmplat. De la versetul 12, în continuare. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, în lăuntrul tău, mă voi sui în cer. Îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miezei noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor și voi fi ca și cel preanalt. Creat pentru slava lui Dumnezeu. În subordinea lui îngeri mulți care trebuiau sub călăuzirea lui să dea slavă lui Dumnezeu. Și Biblia spune că a fost o clipă, un moment, în care în mintea lui a venit următorul gând. De ce să trăiesc eu pentru slava lui Dumnezeu? De ce să trăiesc eu pentru a slăvi pe altcineva? Cum ar fi dacă i-aș lua locul? Aș lua eu locul lui Dumnezeu și toate ființele cerești,
toți îngerii, heruvimii și serafimii, tot ce este în creația aceasta nevăzută, să nu mai dea slavă lui Dumnezeu, ci să-mi dea slavă mie. Gândul acesta l-a transformat dintr-un heruvim al slavei, dintr-o ființă strălucitoare, în cea mai întunecată și cea mai de groază ființă din univers. Să nu mai trăiesc pentru slava lui Dumnezeu, ci să trăiesc pentru slava mea. Vă rog să rețineți gândul acesta, pentru că este gândul cu care s-a apropiat de oameni în grădina Edenului. Așa s-a apropiat de Eva și de Adam și a spus: de ce să trăiți voi în grădina asta pentru slava lui Dumnezeu? Dacă m-ați ascultat pe mine, ați călca porunca lui Dumnezeu, ați fi voi ca Dumnezeu. Să nu mai trăiți pentru slava lui Dumnezeu, ci să trăiți pentru slava voastră. Este cel mai ispititor gând care poate trece prin mintea fiecăruia dintre noi. Să nu trăiesc pentru slava altuia, ci să trăiesc pentru slava mea. Ca o paranteză. Dacă ne uităm cu atenție la toate certurile și la toate neînțelegerile dintre oameni, la temelia tuturor acestora este următorul lucru. Nu mi-a dat slava care așteptam. Dacă se ceartă soțul cu soția și e supărat soțul, e supărat că soția nu i-a dat slava care aștepta el. Dacă se supără soția, nu i-a dat slava care aștepta ea. Reproșul este că ai zis cu tare, ai făcut cu tare și prin ce ai făcut m-ai ofensat, m-ai jignit, m-ai umilit, nu mi-ai dat slava care mi se cuvine. Este acest gând ispititor să trăim pentru slava noastră, nu pentru slava lui Dumnezeu. Această ispită de a trăi pentru slava noastră ne pândește în cele mai evlavioase momente posibile. Pe cei mai smeriți dintre noi îi pândește ispita aceasta slava noastră. Două exemple. Un grup de oameni evlavioși, preocupați de pocăință, de smerenie, de zdrobire, erau la grup de rugăciune și se rugau ca Dumnezeu să îi micșoreze pe ei și să fie el mare și Dumnezeu să se vadă, nu ei să se vadă. Și unul în rugăciune spune: Doamne, Tu ești totul, eu sunt nimic. Doamne, eu sunt un zero și te rog, fă-mă un zero mare să mă vadă toți. Oi fi eu zero, dar vreau să fiu cel mai mare zero. Să mă vadă toți că zero. Într-o biserică, un frate a slujit ca ușier 10 ani de zile. Asta a fost slujba lui în biserică. Au trecut ani și a ajuns la vârsta aceea în care, datorită necazurilor care vin cu bătrânețea, mai avea mici derapaje. Uita că este la biserică și slujba lui este să-i dirigeze spre oameni, pe oameni spre locul lor, și începea să vorbească cu ei pe interval. Și în loc să îi lase să meargă, era din ce în ce mai preocupat să vorbească el cu ei. Și devenea turbulent și deranja. Așa că păstorul și frații din comitet au văzut că trec ani și că vin derapajele și au hotărât să-i facă o sărbătoare frumoasă. Și să-i mulțumească pentru 10 ani de slujire și să-i spună: frate, de acum a venit vremea, au venit anii aceia când am vrea să stați și dumneavoastră așa frumos în bancă, să vă bucurați de părtășia cu Domnul și să lăsați pe alții mai tineri să slujească. Așa că l-au chemat la comitet să-i spună ce plan au, să-i facă o sărbătoare, să-i mulțumească pentru slujire. Și omul nostru s-a uitat la el și a zis:
Poftim? Adică vă bate joc de mine? A avut biserica asta ușier mai bun ca mine vreodată? Adică vreți să-mi spuneți că nu sunt bun de ușier? A mai făcut cineva slujba asta ca mine vreodată? Dacă vă bate joc de mine, nici nu vreau să vă mai văd și nici nu mai pun piciorul în biserica asta. Și a plecat supărat că i-a luat slava de ușier. Am ajuns în zona aceea și frații m-au rugat știind că aveam oarece relație de părtășie cu fratele respectiv și am zis, frate Paul, dacă dumneavoastră îl puteți îmbuna, să vin la biserică, noi îl iubim, îl prețuim. Și m-am dus să-l vizitez. Și după ce au trecut momentele acelea în care ne salutăm, ce mai faci, cum mai faci, l-am întrebat, și frate, cum să zic, cum e la biserică? Frate, de luni de zile n-am mai pus picior acolo. Dar de ce? Frate, nimeni nu m-a umilit vreodată cum m-a umilit ei acolo. Și au început să ne spună cât de adânc a fost umilit că i-au luat slava. Înțelegeți? Asta s-a întâmplat în cer. Când a dorit să ia slava lui Dumnezeu să trăiască pentru slava lui, heruvimul acela strălucitor, Lucifer, a devenit diavolul, a devenit satana, a devenit șeful întunericului și a tot ce-i murdar și rău. Și în această răzvrătire a lui împotriva lui Dumnezeu, ne spune Scriptura că a atras o treime din numărul total a îngerilor creați de Dumnezeu. Îngerii sunt ființe spirituale create de Dumnezeu care nu se înmulțesc. Îngerii au fost creați cu număr fix de Dumnezeu și ei nu se înmulțesc. Nu sunt ca ființele de pe pământ. De aceea când Domnul Iisus stă de vorbă cu saducheii care nu cred în învierea morților și dau întâmplarea aceea cu femeia care a fost măritată, a murit soțul și așa mai departe, și Domnul Iisus spune, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, pentru că acolo vor fi ca îngerii care nici nu se căsătoresc și nici nu întemeiază familii ca și cele de pe pământ. Deci îngerii sunt creați cu număr fix și din numărul acela nu știm care e numărul. O treime dintre ei au căzut în această răzvrătire a lui Lucifer. Așa că războiul acela din cer, sub comanda lui Lucifer sau a diavolului, a satanei, în încercarea de a-l răsturna pe Dumnezeu de la slava lui de Dumnezeu creator pe tronul Universului, a antrenat, nu lupta diavolului cu Dumnezeu, vă rog să rețineți. Apocalipsa ne spune că nu Dumnezeu s-a luptat cu diavolul, ci Mihail cu îngerii lui. Îngerii care au rămas la locul lor, unde i-a așezat Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu, ei au luptat și l-au biruit pe diavolul și îngerii lui. Războiul din cer s-a terminat cu această biruință a lui Mihail și a îngerilor sfinți a lui Dumnezeu și diavolul cu îngerii lui au fost aruncați pe pământ. Dar cum s-a terminat războiul? Cum știți că orice război se termină cu biruitori și cu biruiți și cei care sunt biruiți au urmări după război. Au fost aruncați pe pământ. Așa ne spune Biblia. Și diavolul împreună cu îngerii lui au fost aruncați pe pământ. Ce se întâmplă pe pământ? Care este acum realitatea de aici dacă acele ființe, create de Dumnezeu pentru slava Lui, au intrat în această răzvrătire de a nu mai da slava Lui Dumnezeu, s-au transformat din ființe sfinte, strălucitoare, în ființe hidoase, necurate, stricate? Biblia ne spune că din mulțimea îngerilor care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au fost aruncați pe pământ,
Dumnezeu nu i-a lăsat liber pe toți ca să își desfășoare activitatea lor pe pământ. Și Biblia ne spune că pe o parte dintre ei, Dumnezeu i-a condamnat la o închisoare spirituală, o pușcărie spirituală. A doua epistolă a lui Petru, capitolul 2, versetul 4. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci aruncat în adânc unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Există o pușcărie spirituală. Și pe unii din îngerii care s-au răzvrătit împreună cu Satana, cu Lucifer, Dumnezeu i-a condamnat la pușcărie, îi ține legați. Iuda, epistola lui Iuda, în versetul 6, confirmă acest lucru și spune: Dumnezeu a păstrat pentru judecata zilei cele mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Nu și-au păstrat locul și rolul pentru care au fost creați, s-au răzvrătit împreună cu Satana, cu diavolul, și Dumnezeu i-a aruncat pe pământ, dar nu era să liberi, ci undeva, nu știm unde, Dumnezeu are o pușcărie spirituală unde îi ține legați. Alții, împreună cu șeful lor, împreună cu diavolul, sunt lăsați pe pământ ca să desfășoare o lucrare a lor pe pământ, dar sub pedeapsa lui Dumnezeu și în limitele stabilite de Dumnezeu. Cum i-a pedepsit Dumnezeu, lăsându-le totuși o anumită libertate? I-a aruncat pe pământ și există sub formă de duhuri fără niciun fel de trup. Sunt ființe fără trup. De aceea spune Biblia duhuri necurate. Apostolul Pavel ne spune că sunt trupuri pământești și sunt trupuri cerești. Acestor ființe care au căzut, Dumnezeu nu le-a dat trupuri când i-a aruncat pe pământ. Sunt într-o formă de spirite, duhuri fără trup. Și pedeapsa lor este că n-au liniște, n-au odihnă, n-au pace. Sunt munciți și chinuiți în continuu. Și Apostolul și Domnul Iisus ne spune în Matei, capitolul 12, următorul lucru. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând, ce caută? Odihnă și n-o găsește. Pedeapsa pe care o au acum aici pe pământ este că n-au odihnă, n-au pace, sunt într-o continuă frământare, sunt munciți în lăuntru lor. Și pentru că nu au trupuri, sunt în căutare de trupuri. Sunt în căutare de trupuri. Și mereu, mereu caută posibilitatea de a intra într-un trup. Vom vedea mai târziu ce trupuri caută și cum intră în ele. Dar Dumnezeu le-a lăsat o anumită libertate pe pământ, i-a aruncat pe pământ și întrebarea mea este: de ce a aruncat Dumnezeu pe pământ? De ce nu i-a trimis Dumnezeu direct în iad? Așa e că ne-am fi dorit asta. De ce i-a lăsat Dumnezeu pe pământ? Pentru că parte din judecata pe care Dumnezeu are asupra lor este ca tu și eu, noi, copiii lui Dumnezeu, să-l biruim pe diavolul și îngerii lui aici pe pământ. Scopul lui Dumnezeu este să îi biruiască prin tine și prin mine. Scopul lui Dumnezeu este să îi așeze sub picioarele noastre. Așa spune Apostolul Pavel, că Dumnezeu va așeza pe Satana sub picioarele noastre. Așa că Dumnezeu s-a uitat la noi și a zis:
omul pe care l-am creat după chipul și asemănarea mea are această posibilitate să îl biruiască pe cel care s-a răzvrătit în cer împotriva lui Dumnezeu, să-l biruiască pe pământ. Și biruit pe pământ, la vremea hotărâtă de Dumnezeu, va fi judecata finală a diavolului. Și Domnul Iisus spune în Matei 25, plecați de la mine blestemaților, în focul cel de veci care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Lăsați pe pământ, diavolul și îngerii lui au libertate limitată de acțiuni. Care e lucrarea lor? Ce vor să facă pe pământ? Mai întâi, diavolul vrea să devină Dumnezeul pământului. De ce vrea să devină Dumnezeul pământului? Suferă de următorul chin lăuntric. Ăsta e chinul lui lăuntric pe care l-a lăsat Dumnezeu să-l chinuie. E chinuit de dorința de a avea închinători. Dorința diavolului este să aibă închinători. Dacă n-a putut să fure slava lui Dumnezeu și să-i se închine cerul, măcar să-i se închine pământul. E atât de mare acest chin a avea închinători, încât la un moment dat, când l-a ispitit pe Domnul Iisus, ne spune Evanghelistul Matei în capitolul 4, l-a dus pe Domnul Iisus pe un munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile pământului. Și a spus, uită-te la toată strălucirea lor. Toate ți le dau ție cu care preț? Să mi te închin mie. Dorința este să aibă închinători. Apocalipsa 13, fratele Dan a vorbit de acolo și sper că reținem. Apocalipsa 13 ne spune că va avea un plan. Diavolul cu durile necurate, cu îngerii lui, să ducă tot pământul în rătăcire ca tot pământul să îi se închine. Va folosi pârghii politice, religioase, economice. Va folosi prigoană, va folosi orice ca să determine pământul să îi se închine. Folosește toate metodele. Asta este una din lucrarea lui. O altă lucrare a lui, pe pământ, nu suferă să vadă omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pentru că tu și eu suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ne urăște cu o ură desăvârșită. Vrea să distrugă chipul lui Dumnezeu total în noi. De aceea spune Apostolul Petru, diavolul dă târcoale ca un leu. Ce înseamnă? Mă studiază și te studiază. Și întreabă. Și caută. Care? Vine cu momeala, cu înșelătoria. De aceea ne-a învățat Domnul Iisus în rugăciunea Tatăl nostru să spunem și nu ne în ispite Dumnezeu să distrugă societate tot ce este dumnezeiesc și să pună stăpânire peste tot. Tor. Dar e prezent, dar nu este tot prezent. Are atributele lui Dumnezeu. Este doar creatură. Este din lumea spirituală. Suforte, uite dacă poate să înșele omul ca să intre în om și să spună ce spune Domnul Iisus. Duhul necurat când a ieșit dintr-un om umblă prin locuri fără apă, căutând o dignă și nu o găsește, și atunci zice, mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit.
și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Și ajungem în Gadara, în Marcu 5. A urmărit un om din regiunea aceea. L-a urmărit multă vreme. Și a reușit să intre în el un duh necurat care a mai adus după aceea o legiune cu el. Și acolo a venit calea Domnului. Acolo a venit Domnul Iisus. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră să nimicească lucrările celui rău. A venit în lumea noastră să desăvârșească ce a făcut Dumnezeu în creație, să desăvârșească în răscumpărare și în glorificare. Și să lucreze noi chipul lui Hristos, că atunci când va veni El să fim ca El. Și ca să poată birui, ne-a izbăvit de sub toate puterile și toate metodele și toate uneltele celui rău prin care încearcă să înșele, să distrugă, să nimicească și să distrugă chipul lui Dumnezeu în noi. Când Hristos s-a dus la calvar, când s-a dus la cruce, a biruit toată cohorta demonică, le-a distrus toate planurile și a făcut următorul lucru. Ne-a iertat de toate păcatele, ne-a acoperit sub sângele Lui, ne-a pecetluit cu Duhul Lui cel Sfânt și ne poartă în carul Lui de biruință. Poate cel rău să se atingă de un copil al lui Dumnezeu? Poate cel rău să te atace sau să mă atace? Da, poate. Până când și până unde? Până unde îi permite